Handball Club Argeș are o misiune dificilă mâine la Baia Mare în partida cu Extrem din cadrul etapei a 15-a. Antrenorul Titel Drăduță este de părere că argeșenii se pot impune în această confruntare. Este un meci foarte greu, avem o șansă, cunoaștem adversarul, important este să ne facem treaba, să luăm foarte în serios jocul, să respectăm sarcinile de joc și să ne jucăm șansă. Credeți că putem să nu pierdem acolo până la urmă? Da, eu cred. Eu cred că la Extrem putem câștiga. Extremul nu mai este aceeași echipă ca în tur. Este o echipă mult mai tânără și bine, ambițioasă. Asta înseamnă și tinerețea până la urmei în sport, dar ne vom juca șansa și vom juca la victorie. Ne trebuie punctele puse în joc. Înaintea partidei de mâine, Handball Club Argeș ocupă locul 4 în clasament cu 18 puncte acumulate până în prezent.